Partida dintre Dinamo București și Gazmetan Mediaș deschide runda cu numărul 16 a ligii întâi. După o săptămână de pauză, se reia lupta în Liga 1, care va fi una afectată de temperaturile scăzute. Gaziștii merg în capitală cu gândul la un rezultat pozitiv care să le fie de folos în bătălia pentru play-off. Partidă dificilă, pentru că Dinamo, cred, din punctul meu de vedere, s-a mai întărit și au mai adus și câțiva jucători și prin venirea lui Mircea Rednic, care e un antrenor cu experiență, un antrenor bun. Va fi un meci greu, va fi un meci dificil. De fapt, urmează, așa cum a spus noastră, 6 meciuri foarte grele, dar până la urmă cam toate meciurile din campionat au fost dificile, nu cred că a existat un meci mai ușor. Noi trebuie să ne păstrăm echilibru, să avem continuitate și în joc și în rezultate. M-aș bucura foarte mult să luăm puncte de la Dinamo. Mergem la Dinamo să luăm puncte și sper să facem un joc bun. Nu contează că am antrenat Dinamo, am fost acolo, a fost o perioadă bună, după aceea mai puțin bună, dar nu există revanșă din punctul meu de vedere și plus cu Mircea Rednic am o relație de prietenie, nu joacă nici Mircea Rednic, nu joc nici eu și joacă cele două echipe. Sper să fie un spectacol frumos, un meci bun în care cel mai bun să câștige. Urmează o serie de mai mult de 3 meciuri dificile. Cred că până la pauza de iarnă o să avem numai meciuri dificile, dar fiecare meci este dificil. Ne bucurăm că deschidem etapa și că jucăm contra lui Dinamo, contra unei echipe bune. Dar eu cred că și noi suntem o echipă bună și am demonstrat asta până acum. Am văzut și noi prin presă că sunt multe schimbări la Dinamo, însă pe noi nu ne interesează schimbările care sunt acolo, pe noi ne interesează doar de noi și eu cred că putem să facem un meci bun și să scoatem un rezultat pozitiv. Partida dintre Dinamo și Gazmetan se va disputa vineri de la ora 20:30.